Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la Carela cu Forest Green. Bă, aici copiii pădurii astăzi vor juca 3 meciuri pentru că ați dat o grămadă de like-uri data trecută și dacă dați și astăzi, ei bine, o să avem și data viitoare încă 3 meciuri pe episod și tot așa. Da, data viitoare meci cu FC Wimbledon în sfârșit în cupă, dar până atunci avem meciuri grele, avem Sunderland, avem Fleetwood și încă o echipă, dar am uitat care. Data trecută, Telin a fost absolut incredibil, a dat 4 goluri în 2 meciuri și merită cu siguranță locul de titular în această primă partidă, cel puțin. L-avem pe Lee acolo, Winchester, noul capitan, ați votat, v-am pus pe comunitate acolo să votați. Noul capitan și Winchester a fost cel ales. Felicitări, chiar îmi doream să pice, sincer, Winchester. Coșucarul Chong, în rest, în atac acolo, trebuie să folosim oarecum echipă ușor de rezervă, cel puțin pe atac. Jucăm acest prim meci din acest episod cu numărul 24, dacă nu mă înșel, în deplasare. Am ajuns la 24 de episoade, bă, băieți. Ne atacă băieții ăștia. Long se duce acolo, Burns găsește pasă, Grant, Long, ia mea, dă-te, dracu de troglodit. Și acolo Chong, hai să vedem ce putem scoate pe faza asta, băieți. Se duce acolo, în bandă. Chong deja era în offside. Bine că se duce spre Telin. N-am dat spre Chong! Dar nu am dat bine, era spre Chong. Că s-a băgat pe centru, că acolo știe el că e locul pletosul dracului. Hipiotul dracu, du-te, bă. Ia mea, ce recuperare. Kang Il-Nis și ajunge mingea la Telin. Foarte bine, care câștigase mai devreme duelul aerian. Se duce Telin, n-a fost offside acolo. Pasă până de la Chong. Telin pe lângă poartă. Dă din cele mai imposibile faze goluri superbe. De aici din fața porții, bine, îl bate un pic așa cu finishing-ul ăla de 50. Trogloditul dracului, bă. Se duc ăștia Madden, bă, ți-ai greșit jocul, băiete, scapă la singur și este gol. Corect. De ce nu este? De ce singur? Unde e Mills? Unde era May de pe partea aia? Bine, că zicem că May a fost acolo în față să-i țină pe aia. Dar unde era Mills? De ce nu era? Uite-l pe Mills, îl ținea pe ăla din față. Unde-i May atunci? Unde-i apărarea? A venit Winchester acolo. Cel mai apropiat om de el era Winchester. Superb. Da, bă, apărarea noastră din nou greșește. Zici că e sezonul trecut. Avem record în continuare de meciuri fără înfrângere. Un șir de multe meciuri fără înfrângere. Și n-ar fi prea plăcut, sincer, să îl oprim astăzi. Scoatem neapărat victorie. Foarte bună centrarea, însă Coșocaru cade în genunchi. Nici n-a putut să imprime puțină forță în lovitura de capă. Da, Coșocaru e absolut aerian și în meciul ăsta. Din nou, e flop rău de tot băiatul. Să vedem ce facem cu pleata mistică aici. Driblează, pasează în spate, că n-avem ce face altceva. Este Winchester, poziție bună, însă șutul a fost deviat. Mă și miram cum te s-a dus atât de prost. N-am văzut că a fost deviat, dar e bine până la urmă că s-a întâmplat lucrul ăsta. Telin încă o dată, bară! Nu, revine plestemul. Am zis data trecută că nu mai avem bară. Păi uite ce se întâmplă aici, bă, băieți. Winchester acolo, se lovește mingea de Telin. Nu vreau bară, nu. Cum să dai așa, cum știu, pe aia să dai peste Candelin. Da, este pauză, oameni buni, în cea mai ghinionistă repriza startului de sezon, fără doar și poate. Trebuie neapărat să schimbăm ceva. Trebuie să scoatem pe cine. Coșucarul a fost absolut degeaba, o să-l băgăm pe... Cred că o să-l bag pe Lovren, sincer. Hainz, ia să vedem aici dacă totuși se duce Long. Se duce al dracu, fii atent. Nu, Madden, pasă, Hainz, bine, Mills, în sfârșit îți faci treaba cum trebuie. Extraordinar. Se duce Telin, se duce frumos, acum însă Lee, te rog eu frumos, întoarce-o pe stângul și dă-i gol aici, de ce dă cu dreptul, Doamne ferește, Lee, gâtul, mătii, de troglodit, cât poți să ratezi, înțeleg că ești pasator bun, dar dă-te în gâtul, mătii, zici că e picioare de lemn când vine vorba de șuturi, zici că e proteză, băiete. Bine, Ng, până la urmă recuperează zeul Ng, care sincer n-a jucat foarte rău în meciul ăsta, e acolo Lee cu o pasă bună, evident, că la pase știi să faci treabă. Când vine vorba de dat cu piciorul, minge mai tare un pic. Te blochezi, hai. Kang In-Lee. Se duce bine, Winchester, ce pasă bună! Winchester! Du-te, dracu! Vedeți, bă, Lee ăsta nu-l înțeleg, e atât de ciudat. Cum dracu poți să pasezi incredibil, pase de nivel aici și când e vorba de șutat, ești undeva la nivel... Nu știu, Tatu, poate mai jos. Cred că mai jos decât Tatu. Tatu mai dădea goluri, ăsta n-a dat. N-acum, niciun gol.
Este final de meci 1-1 cu Fleetwood, într-un meci sincer pe care meritam să-l câștigăm. Ăștia au avut câteva ocazii, noi am ratat două grămadă în prima repriză, poate a fost cea mai teribilă repriză ever din, din această serie, ca și ghinion. Carl Winchester aduce egalarea din pasa lui Lee, 8.8 pentru acesta, deși a ratat o grămadă de șuturi. Vine ofertă pentru Campbell, bă, rapița mustăcioasă. Primește o ofertă destul de bună, însă nu cea mai bună pe care am primit-o per total, așa că o să negociem undeva prin Arabia Saudită, cred că se duce. O să-l dăm pentru că avem deja, nu știu, bătaia între Telin și Ture destul de mare. Campbell, săracul, nu mai prinde și vreau să aibă și el o carieră frumoasă acolo, așa. Unde o să se ducă? La arabi, pe bani mulți. Vreau să câștige mulți bani, să se îmbogățească, să-și deschidă o cofetărie și să se îmbogățească și mai tare. Ce dracu zic? În fine, 400 de mii plus și noastră dintr-un viitor transfer. Nu mă interesează procentul la băiete, așa că mai bine mai mărește mai aici. 450 de mii pentru Campbell ar fi fantastic. Rapița mustăcioasă va pleca la arabi pe bani mulți. Timo Werner se duce la Borussia Dortmund. Uite, bă, ce transfer bun pentru Dortmund. Thiago la Spurs și Fernandes la Liverpool. Campbell pleacă, se înțelege la bani cu arabii. Evident, primim 325 de mii de pe urma lui. Bani buni cu care nu știu dacă mai putem face neapărat ceva, dar avem acolo pentru academie, pentru scouter, să facem treabă cu banii, zic. Telin, 66 overall la antrenamente, crește în finishing, aproape de 55, mai are de mâncat, trebuie să ajung undeva pe la 70 să fie decent. Jucăm acasă meciul ăsta, trebuie neapărat să-l câștigăm. Vom juca cu Lovren pe stânga pentru că Torje pleca la Naționala României să reprezinte acolo Naționala. Multă baftă, băiete. Chong pe partea dreaptă, Ture se întoarce acolo, 69 overall. Chong a făcut și el 70 overe, au crescut mulți jucători. Și ne aruncăm direct în meci cu capul înainte. Vreau să câștigăm cu Sunderland. Sunt pe locul 2, băieții ăștia, noi pe 3, dacă îi batem și dacă se încurcă și Bolton, putem trece pe primul loc. Au cel mai bun atac din câte se pare, băieții ăștia, ceea ce nu-i deloc foarte plăcut. Dăm de cel mai bun atac din această competiție. Dar poate prinde Tureu meci bun odată în viața lui și o să-i dezmembreze pe băieții ăștia. Centrare vine, scoate însă Winchester, între toți oamenii de acolo Winchester trebuie să vină, n-avem fundaș. Lasă că e bine până la urmă cum a fost, pasă acolo către același Winchester, care l-a scos mingea, el se duce acum, Winchester, mamă ce gol ar fi fost ăsta, bă, să plece de lângă poartă, de lângă propria noastră poartă și să ajungă acolo și să dea mare gol, ar fi fost fantastic, păcat că nu s-a putut. O fază extraordinară de aici, vreau să văd golul, Kangin Lee. Haide, în dong ăla este absolut incredibil. A recuperat tot ce se putea recupera, bă. Mai dă-l dracu, că e un fel de Digby pe negru cu frizură tipică. Ax, bine, hai, Turetola, e cum o dă, mă, cu capul numai pe-i? Bine că e pauză, trogloditul dracu, și pot să te scot. Din nou o repriză zero barată pentru Ture. Deci băiatul ăsta ne strică tot. Telin a făcut și el 66 overall și trebuie neapărat să ne demonstreze că... Bă, n-a fost o coincidență ce s-a întâmplat în episoade, ultimele două episoade cu Scorpion Kiku și cu Farfecaia, cele patru goluri extraordinare. Avem nevoie de el la capacitate maximă, bă. Dar Telin a cam acaparat scena. Opa, bine acolo Chong. Recuperează, driblează, pasă către Telin. Mamă, ce bine a intrat din spate, ești nebun. O, dar greșește Maguire. Ce preluare de zeu ai făcut, băiete. Aruncăm acolo mingea, Chong centrează cu stângul, este Lovren cu Farfeca direct pe lângă. Nu poți că nu ești Telin, îmi pare rău. Se duce frumos Chong, ar trebui să urce tot el, bine, hai că se duce frumos, a primit o pasă bună. Centrarea viese, Reiter, nu știu exact, dracu să-l ia și ne scoate faza, bă. Mai avem 2 minute suplimentare, unul s-a dus deja, e ultima fază asta. Ultima șansă pentru victorie, centrare acolo, direct în Baldwin s-a oprit. O, oh, Chong! Chong cu finesul, nu pot să cred că scoate. Și este corner, este corner, ultima fază a meciului, bă. Trebuie neapărat să dăm gol, vreau victorie cu ăștia. O, oh, Kangin Lee încearcă foarte ca o reușește, dar nu până la capăt, păcat, bă. Păcat, puteam câștiga meciul ăsta, am dominat. Încă un meci nedrept, însă încă ne ținem recordul de meciuri fără înfrângere. Încă nu ne-a bătut nimeni, nu ne-am găsit oponent pe măsură. Deși am făcut astăzi 2 egaluri, ceea ce nu-i deloc bine, sincer. 0 șuturi Sunderland, bă, 0 șuturi Sunderland. Paul Digby, omul meciului. Telin slab astăzi, Ture mai bun decât Telin apare, nu mi s-a părut.
Ture a câștigat câteva dueluri aeriene, probabil de-aia are notă mai mare, dar în rest 0. Rește Akita crește și max 70 overall, încă un jucător. Încep băieții să ajungă la 70 overall, foarte bine. Probabil următorul o să fie Ture, cel mai probabil. O, acum observa că suntem cu Rotherham, bă, prima echipă de Road to Glory. Suntem cu Rotherham și cu Bristol Rovers, ambele sunt echipe care se luptă la promovare din câte văd. Două foste echipe de Road to Glory jucăm cu, și cu FC Wimbledon în cupă, deci tot e fain. Vine meciul cu Ipswich, bă, ultimul meci de astăzi, meciul cu numărul 3. Să vedem dacă putem totuși să obținem o victorie măcar. Să nu fie cu ghinion acest prim episod cu 3 meciuri. Torje, Telin, Chong în atac, Stan acolo ca și Cam Howison revine și el, la fel ca și Torje de la Națională, Da Silva Monte pe partea dreaptă în apărare și sper să câștigăm. Schimbăm puțin echipa. Jucăm în deplasare meciul ăsta, Ipswich, o altă echipă care era destul de bună în trecut, însă acum văd că sunt în Liga 3-a, destul de modest așa să zicem. Hai să vedem noi dacă putem, bineînțeles, să obținem prima victorie de astăzi. Un singur gol am reușit, însă meciul de mai devreme a fost destul de greu. Cu o echipă destul de interesantă, cu Sunderland, ce pasă bună acolo, Torginio. Însă cui dracu să-i o dăm? Că având ăștia ca șacali aici, Torje pierde, nu-i penalti, eu am faultat. Torje cade pe jos și faultează. Ce dracu, i-ai dat o flegmă între ochii lor ăla când ai, în timp ce picai pe jos? Am rupt un jucător! Deja am rupt un jucător! Extraordinar! What? Ce dracu a fost asta, mă? Asta a fost accentare? Du-te, dracu de firav, mă, balerinul, dracu, pleacă de aici, mă. Du-te, ia colanții și pleacă, dracu, de aici. Dacă pentru asta tu te vaieți acolo de picior, du-te, dracu. Acum se duce frumos Howison, frumos dribling. Ne-ai lipsit, băiete, și tu, să zic. De fapt, Digby a jucat bine, n-am ce să-i reproșez. A fost și omul meciului chiar în partida trecută. Howison cu capul de mingea pe spate. N-am mai văzut asta până acum în FIFA 19. Hai să vedem dacă putem pasa. Nu, că m-am ținut de mingea aia până în puțin și intram cu ea în poartă. Howison către Stan. Stan cu șutul scoate mamăr acolo. Du-te, dracu, bă. Ah, ocazie mare pentru Stan, vreau să fie meciul de revenire pentru el, sincer. Acesta, mingea ajunge acolo la margine, Chong nu alergă după balon, vrea să-l schimb eu. Bine, acolo Winchester, pasă bună, Chong acum încă o dată către Stan, Stan din prima pentru un șut, bă, să-mi bat picioarele. Chiar nu putem, chiar imposibil astăzi să conducem. Ah, oprește-te, Bishop, centrează acesta, scoate năsosul bine, năsos. Și acum pleata mistică ține de minge și pasează către Stan. Se duce Telin, însă și-a prelungit mingea prea mult, Stan. Da, spune ceva de jucătorul ăsta, a avut ocazii, le-a ratat. Acum face căcat de... What? Ce? Sila înscrie 1-0? Max? Ce a fost aia, Max? Cum n-ai prins șutul ăla? A fost pe tine. Cum dracu de ne luăm așa gol, mă, băieți, mă? Ce înseamnă, mă, asta? Uitați-vă și voi la Max. N-a fost el pe minge acolo? Cum n-ai scos balonul ăla? Cum dracu a intrat așa ceva? Gol 1-0 pentru Ipswich. Ăsta este episod de coșmar, mă? Era cazul că prea am avut multe realizări în ultima vreme. Stan acolo se duce bine, însă am dominat meciul. Putem să câștigăm, pasă bună către Carl Winchester. Noi ratăm cu Winchester. Winchester nu-i Sila. Alfi, nu un blocaj, mă, nu fi lălău, înțeleg că ești fundaj, dar du-te, dracu. Howie să-mi pasă către Winchester. Winchester, șut acolo și e pe lângă. Noi n-avem Sila partea a doua. Ăștia vor să ne atace, bă, vor să ne mai dea un gol. N-ar fi prea bine, Sila scapă, însă tackling-ul e bun, dar scapă Bishop, scoate Max. Pe asta cum, dracu, de-ai putut să o scoți, mă? A fost exact pe aceeași parte, pe aceeași traiectorie, pe asta ai putut. Pasa e bună, Howie se duce acolo, se duce bine Telin, către Nemicea, fugi Telin, fugi Telin, Telin, apără ăla și este Stan care dă peste, doamne, ce neregulă cu echipa asta, de ce ratăm așa? Cum dracu să dai peste, zici că a fost Telin în primul meci în care a jucat, dacă mai țineți minte, zici că a fost Kang In Lee în toată cariera lui aici? Stan acolo se duce, Stan șutează, Stan cu golul, bine, bă, Stan, v-am spus că asta e șansa lui să renască și uite că reușește. Și încă o dată ne amintim de trecut un pic. Ce gol a dat, bă, ia uite-l. N-am dat finesa, e faza, a dat-o în forță. N-am dat, totuși l-a dat cu interiorul piciorului. N-am apăsat pe fines să dea de aici. Da, ciudat. Oricum, Stan reușește să înscrie în sfârșit.
Cum să o dăm, unde să o dăm? Aia e întrebarea. Nu, nu, de ce am pasat acolo și scapă ăștia? Sunt trei oameni, când cam aș pe Sila șutează însă în blocajul lui Alfie. Avem noroc, greșim, dar cumva ne rezolvăm greșelile. Winchester pasă către Torje, care e obosit ca dracu, din câte se pare, dar o dăm înapoi la Winchester. Contraatacul nostru să sperăm că va fi util, nu, că rămâne în spate. Howison însă îi pasează ăla, este Chong acolo, Chong din întoarcere, e corner măcar. E măcar un corner amărât. Bine acolo, bine, 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 e noastră, e noastră, e noastră, e noastră, Chong. Pasă bună către Stan, se duce Torjiniu, de ce n-a fost pasă din prima, că a apăsat la maxim în gâtul mătii de joc. Se duce acolo Telin. Telin, te implor, demarcă-te ca lumea. De ce ești dobitoc, omule, dar se duce mai bine. Bară, corect, corect, că Bară ne mănâncă sufletul astăzi. Nu pot să cred că se întoarce blestemul, bă. În primul meci n-am câștigat pentru că a fost Bară. În ăsta la fel. În ăsta exact la fel. Și uite și Winchester, că Winchester a fost absolut zero în meciul ăsta. Teribil, Winchester, teribil. De la început până la sfârșit. Până la urmă, oameni buni, se termină partida, încă un egal. 3 egaluri din 3 astăzi, incredibil, și meciuri pe care meritam să le câștig, bă. Dar am avut ghinion, Bară se opune din nou în 2 meciuri. Că na, deci de ce? De ce nu? De ce nu? Vine scouterul din Anglia, poate ne aduce ceva decent. Greeny de căcat, Alexander de căcat, Rose la fel, Ward de căcat. Right ăsta ar putea fi bun, dar are deja overall-ul principal prea mic, deci nu o să-l iau. Ăsta însă, Davis, Ed Davis. Haide, Ed, vină încoace, băiete, dacă ai 60 overall, eu zic o să te păstrăm. Am potențial între 77 și 94. Wow, e mult, e foarte mult. Și mai, ăștia sunt oameni, doar unul decent. Ed, frate, cât overall ai? 55, ai mă, de ce doar atât? De ce doar atât? Bă, era greu să ai 60 și ceva. Este însă cam. Are accelerația, are agilitate din câte vă pe aici. Vision, sprint speed, balance, free kick accuracy. Are curve foarte bun. O să luăm. O să luăm în echipă dacă nu îl vindem. Sau îl dăm ca împrumut să crească. Și dacă nu să crească nici ca împrumut. Îs curios ce poate. M-a avut curios, are statusuri interesante. Davis însă are skill moves 3 stele, 4 weak foot, slăbuț, poate juca și CF. E un fel de stun, numai că mai scund. Data viitoare, bă, Coventry, Wycombe și bineînțeles AFC Wimbledon, așa de main event. Lăsați acolo un like dacă vreți încă 3 meciuri episodul viitor. Sper că data viitoare să putem câștiga unul dintre ele, ca să nu cădem în campionat. Că nu cred că mai suntem pe 3, nu? Am picat pe 4, evident, vine Rochdale. Rochdale din spate și acolo și ne întrece. Bolton se distanțează și Rosbury în spatele nostru. Uite că-s bun până la urmă, bă. I-am bătut la trecută. Oricum, cam atât pentru astăzi. Lăsați acolo un like, să facem cât mai multe. Și ne auzim data viitoare. Să aveți o zi mirobolantă. Salut, oameni de pe premieră. Ciao, les.